Bă, ăsta are un pistol, mă. Treaba lui, poate Six polițist. Sau, bă, noi trebuie să căutăm un șuț aici, lasă-mă în pace. Păi, hai mă după el, mă. Hai, mă, hai, Fane, hai. Instinctul deosebește un polițist oarecare de polițistul rasa. Dimineața aia, soarta ne scosese în cale un caz. Într-o clipă îl mirosiserăm și îi luaserăm urma. Zibă! Zibă! Unde e tablou? Nu știu de ce vorbești. Păi nu s-a înțeles? Nu! Nu e aici! Nu e aici, nu-l căuți! Zibă, unde e tablou? Nu știu! Unde e tablou? Nu știu, nu înțeleg! Nu! Poliția! Nu ești nimeni! Stai! Ăia de la patrimoniu caută de luni de zile tabloul ăsta. E un margou. Ăia încă nu știu că poliția a recuperat tabloul, da? Oprim presa să dezvăluie știrea. Scoatem tabloul pe piață. Și așteptăm să muște. Ha? Vrem să împrăști vestea că avem un margou de vânzare. Și dacă se interesează cineva, ai zis să sune la numărul ăsta, da? Da, am înțeles ideea. Voi vreți să împrăștiți vestea că aveți un tablou de vânzare. Margou. Da. Și cel care vrea să-l cumpere să dea telefon aici. Da, exact. Am înțeles, perfect. Dar cu contractul meu cum rămâne? Băi, avem un cumpărător! Marian, la prima apel răspuns. Avem 50 de secunde să-l localizăm, Nadia îți face semn, vezi cu cât se cere și am terminat. Alo, da? 30 de pentru Margo? Nu, e la mișto? Sub 5 de discut. 40 de secunde. Mă rog, nici ca mine, nici ca tine. 480 de mie, clar? 30 de secunde. Cred că n-ai înțeles cum se treaba. Tabloul este la mine, da? Deci eu decid prețul. Sub 400 de mii nu discut. 6. La ora 11. În ce parcare? E în regulă, e al tău. Băieți, nu știu dacă vă dați seama, dar... Marian v-a îmbogățit cu 400 de mii de coco. Fane, bate Cuba. Bă, tu ești mai prost decât credeam, mă. Ce Cuba, mă, boule, ce Cuba, mă? Tu nu vezi că ai dat iar cu muci în pasole, bă, frate, în ultimele secunde, băi? M-am făcut eu un curs de pictură, dar așa... Marker negru, contur. Poftim. Fane, eu zic că seamănă amândouă. Bă, dacă și astea seamănă... Băi, băi, vă rog, nu mă faceți, mă, să mă îndoiesc, băi. Aici Cobra. Totul este gata. Repet. Totul este gata pentru schimb. Băieți, arăt bine? Sunt credibil? Foarte bine, Marian. Acum tu stai liniștit, da? Le dai tablou și de restul ne ocupăm noi. Ce zi frumoasă pentru un schimb între cavaleri. Adică fără jmecherii, nu-i așa? Înspre binele tău. Unde-i tablou? Aici. Să... Nu, e un părinte. În regulă. E un margou autentic. Mă, tu chiar mi-ai căsut împit. Să-ți dau 400 de mii? Păi trebuie să-l scoată. Prostule! Stai-mă puțin. Dacă era așa, îl cumpăram direct de la licitație. Stai-mă, mă, putem să ne ducem. La revedere. Lasă-mă! Prost, a? Pe prost ești tu, băi. Dreapta la spate! Tabloul este un pas, ai înțeles? E un margou. Margou? Poate vrei să-ți pui cargo. E un Nico autentic. Bă, ați dat 400 de mii pe un Nico autentic. Da, a făcut într-o noapte cu carioci. E un margou. E un margou? Ia auzi, Fane, dă tablou în coace, zic că e un margou, auzi. Păi să dăm atunci la o modificație, ia. Să scriem noi frumos. Ce faci? Da, Marin. Original. E original? Pe dacă e original, să facem și o natură moartă. M-aș bat un pic de scătin. Bă, fraiere, tu chiar nu ți-ai dat seama încă, mă? A luat țeapă, da 400 de mii pe un tablou fals, boule. Un margou. Un margou? Mă, nene, nu știu de futut școala asta de experți, dar habar n-ai de nimic. Margou, hă? Acu e cargo. Păi dacă era margou, trebuia să aibă dedicații. Ce vezi, mă? Chiar are dedicație, mă.
L-ai distrus pe ăla autentic. Da, mă. Mai avem o șansă. Avem 400 de mii de euro. Nu? Da. Mergem la licitație, cumpărăm frumos falsul și îl facem dispărut. Corect. Cu banii ok. Dar cu ăștia ce facem? De ăștia ascundem 2-3 zile, nu-i problema. Vă omor! Vă omor! Vă toți, da, voi puteți! Domnul oferă 380 de mii, 390 de mii la doamna, cine oferă 400 de mii? Ah, domnul oferă 400 de mii, cine oferă 410 mii? Nimeni? 400 de mii odată, 400 de mii de două ori, 400 de mii de trei ori, adjudecat domnului.